Ultima zi din cadrul zilelor MedGDA a fost cea mai semnificativă și bogată în evenimente, cu atât mai mult cu cât pe 2 septembrie s-au împlinit 157 de ani de la prima atestare documentară a municipiului MedGDA. Încă de la primele ore ale dimineții, cetățenii au putut lua parte la un moment de evocare a zilei, urmat de un recital al fanfarei Dan Spătaru. Astăzi am sărbătorit ziua orașului, după cum bine ați remarcat și dumneavoastră. Este a 157-a aniversare care reprezintă, de fapt, preluarea acestei localități a numelui de MedGDA. Suntem bucuroși că foarte mulți oameni au petrecut alături de noi în aceste zile și înțeleg aceste manifestări care reprezintă un motiv de bucurie pentru noi toți și pentru cei care nu mai sunt în oraș și care ne reprezintă în alte zări ale lumii. Municipiul MedGDA a fost fondat pe 2 septembrie 1856 și poartă numele sultanului Abdulmecid I.